În Efeseni, capitolul 6, de la versetul 21 la versetul 24. Efeseni 6, epilogul epistolei către Efeseni, de la versetul 21 la versetul 24, apoi fratele Daniel Ciuraș cu voce tare, în rugăciune, cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste ființele noastre. Acum, ca să știți și voi despre mine, Tihic, preaiubitul frate și slujitor credincios în Domnul, vă va face cunoscut totul. Vi l-am trimis în adins ca să luați cunoștință despre starea noastră și să vă îmbărbăteze inimile. Pace, fraților, și dragoste împreună cu credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos. Harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Amin. Amin. Să ne rugăm. Vi se reocupați locurile. Experiența fundamentală a ființei umane este închinarea. Experiența absolut necesară acestei ființe care nu este doar o mână de țărână, temporar pe pământul acesta, este relația cu Creatorul, este acea reagățare de acela care a creat-o. De aceea, Dumnezeul nostru ne cheamă în toată Scriptura, de această experiență unică de a te putea închina lui Dumnezeu. Oamenii au resimțit și resimt această nevoie a închinării dintotdeauna. Toate popoarele lumii acesteia, oricât de mare ar fi gradul de ateism, de necredință, au în istoria, în tradiția, în fibra lor, manifestată într-un fel sau altul, nevoia de a se închina lui Dumnezeu. În cele mai multe situații, oamenii se închină lui Dumnezeu așa cum cred ei, așa cum simt ei, așa cum li se pare lor, având nevoie de reprezentări grafice care, cum zice Scriptura, seamănă cu omul muritor. Cum ți-l poți imagina pe Dumnezeu decât ca pe tine însuți? Nu poți ieși din limitele pe care le are imaginația ta. Și se închină lui Dumnezeu încercând să-și satisfacă o nevoie a sufletului pe care o au, o nevoie legitimă. E ca atunci când ți-e foame, și acum să mă iertați că mă refer la, dar poate că n-am să spun numele, și te duci să mănânci la fast food. Ți-e foame și te duci să mănânci la fast food. Și faci o dată, o faci și la prânz, o faci și seara, și o faci și mâine de 2-3 ori, o faci timp de 30 de zile la rând și ajungi unde? Cam la spital, dacă o faci în felul ăsta. Pentru că, deși nevoia ta este legitimă, modul în care alegi să ți-o satisfaci este unul nesănătos, este unul ilegitim, care nu este în congruență cu felul în care Dumnezeu te-a creat. De aceea, cel ce se închină cu adevărat lui Dumnezeu, zice Domnul Iisus Hristos, trebuie neapărat să aibă două repere fundamentale ale închinării. Închinarea să fie în, nu în sala de sport, da? În duh. Și al doilea în? În adevăr. Închinarea trebuie să fie un act duhovnicesc, un act profund spiritual, nu o sumă de ritualuri prin care trecem în speranța că dacă facem ritualurile în ordinea în care trebuie, cântare, ne ridicăm în picioare, rugăciune, cântă corul, apoi cântăm iară cântare comună, facem colecta și la final predica și dacă le facem bine, Dumnezeul nostru va fi atât de profund impresionat de gesturile noastre, încât ne va binecuvânta și va fi mulțumit. Dumnezeu zice, închinarea trebuie să fie un act profund spiritual. A doua dimensiune este adevărul. Este adevărul, adevărul care a venit în lumea noastră întrupându-se în persoana lui Hristos. Da? Adevărul este o persoană. Adevărul e un concept întrupat într-o persoană. Adevărul nu-i totdeauna plăcut. Adevărul uneori doare, adevărul uneori deranjează, dar întotdeauna adevărul, zice Hristos, eliberează. Te eliberează să te închini lui Dumnezeu. Dacă n-aș înțelege adevărul că sunt un păcătos nevrednic, spunea fratele, n-am fost mântuit prin faptele mele. Dacă n-aș înțelege adevărul că sunt un păcătos care n-are niciun merit înaintea lui Dumnezeu, paradoxal, n-aș putea să mă închin. Pentru că aș fi tentat să mă închin pornind de la meritele mele, pornind de la o imagine înaltă despre mine. Și probabil vă întrebați, ce treabă are, frate, ce ai fost spus tu în introducere cu epistola către Efeseni? Eu cred că are. Și am să vă spun de ce. Epistola către Efeseni
Este cea mai strălucită apologie a Apostolului Pavel pentru biserică. Apostolul Pavel ne spune în epistola către Efeseni, în esență, că biserica este locul unde Dumnezeu este proslăvit, Dumnezeu este adorat, Dumnezeu este slujit prin intermediul a ceea ce se întâmplă în biserică. Dar pentru ca biserica să-L poată reprezenta corect pe Dumnezeu, ea trebuie să funcționeze într-o anumită dinamică. Și am văzut în cele 6 capitole ale epistolei către Efeseni chemarea la relații corecte, chemarea la o viață spirituală, demnă, înaltă, chemarea la misiune, chemarea la lucrare, chemarea la slujire. Și am înțeles, nădăjduiesc din toată inima, că am înțeles că toate astea nu sunt ca să ne creăm noi un confort sufletesc, material, emoțional, relațional și așa mai departe, ci ca să creăm mediul acela unde omul păcătos, omul nevrednic și omul păcătos și nevrednic înainte de toate suntem noi, nu sunt cei care mergem să le predicăm Evanghelia, ci eu care vin aproape duminică de duminică la biserică, eu care mă scol din casa mea și mă îmbrac cu gândul, mă voi duce la casa lui Dumnezeu să mă închin, tocmai pentru că am nevoie să mă închin lui Dumnezeu. Fiindcă sunt un păcătos nevrednic, fiindcă sunt un om care fără închinarea mea înaintea lui Dumnezeu, nu sunt complet, nu sunt întreg, nu o fac ca o corvoadă, nu o fac ca o obligație, ci o fac ca o nevoie profundă a ființei mele, ca o bucurie de a putea să o fac înaintea lui Dumnezeu. Biserica nu este desăvârșită încă, biserica nu este perfectă, va fi ziua când va fi perfectă, știți când este ziua aceea? Nu când se va termina renovarea sălii. Ci când va veni ziua nunții. În ziua nunții, mireasa aceasta va fi desăvârșită. Dar știți care e miracolul? Și în absența acestei desăvârșiri, în absența acestei perfecțiuni care încă nu se manifestă pentru că suntem trăitori în carne, biserica este locul ideal unde patru dimensiuni absolut necesare ale ființei umane se regăsesc. Pavel își începe epistola cu ele. Și acolo le pune într-o formă interesantă. Ați văzut? Este ziua ta. E ziua ta și oamenii spun... Ce spun oamenii de ziua ta? La mulți ani, nu-i așa? La mulți ani. Asta e o urare. N-am nicio bază pentru ea. N-am nicio bază. Nu ți-am văzut analizele de anul ăsta? Nu știu planul lui Dumnezeu pentru viața ta, dar eu să fac o urare. La mulți ani, da? N-am nicio bază pentru așa ceva. E doar o dorință. E doar o urare. Adesea aceste patru dimensiuni ale experienței noastre spirituale și umane nu se găsesc împlinite. Pentru că uităm, sau poate nu știm, sau n-am experimentat încă, faptul că în dinamica relațiilor din biserică se găsește temeiul pe baza căruia Dumnezeu le împlinește pentru noi. Asta spune Pavel. El la început le constată, la final spune, după ce v-am spus toate aceste lucruri, aceste patru dimensiuni, vreau să vi le spun de la început ca să înțelegeți despre ce vorbesc, pace, dragoste, credință și har. Vă rog să vi le notați, pace, dragoste, credință și har. Sunt patru elemente pe care le-am văzut în prima parte a epistolei. 6 capitole mai târziu, Pavel, în epilogul acestei pledoarii strălucite pentru Biserica lui Hristos, Pavel spune, dacă vreți ca aceste patru lucruri să le puteți experimenta, aveți nevoie de biserică. Doar în biserică, doar în trupul acesta supranatural al lui Hristos, ele au împlinire. Ele se pot manifesta onorându-L pe Dumnezeu și împlinindu-ne pe noi. Pavel lipsea de mult din Efes, probabil vreo 7 ani de zile, de aceea epistola este una mult mai puțin personală în textul ei decât altele. Este o epistolă teologică. Nu veți vedea foarte multe referiri la persoane, la nume și așa mai departe, în momentul acesta în care Pavel scrie epistola. Și totuși la final, Pavel adaugă o notă personală. Spune, vi l-am trimis, ca să știți despre mine, ei știau că Pavel este în închisoare, da? Frații știau că marele învățător, marele teolog, marele apostol suferă. Și de obicei ați văzut că atunci când afli despre cineva că suferă, că este bolnav, că e la închisoare sau poate chiar că a murit, care este reacția inițială
imediată, instinctivă a omului. Care este? Tristețea, nu? Dacă auzi că cineva s-a îmbolnăvit și dacă vezi pe cineva că începe să țopăie de bucurie, zici, vai ce dușmani a fost. Nu. Reacția este tristețea, este descurajarea. Gândiți-vă că asta ar fi fost și reacția lor, știind că apostolul este în închisoare. Și vine Tihic, zice el, ducând epistola în mână, pe vremea aia epistolele se duceau cu mâna, că nu puteai să le trimiți prin cloud, prin e-mail, să le pui pe WeTransfer. Nu mergea, le trimiteai cu cineva. Și Tihic este întruparea unui mesaj de speranță și de încredere de natură personală a lui Pavel către preiubiții lui din Efes. Și spune, vi l-am trimis în adins. Auziți ce zice Pavel? N-aș fi vrut să-l trimit. Aveam nevoie de el. În starea în care mă aflu, aveam nevoie de el. Mi-era bine să-l am aici lângă mine. Să-mi slujească nevoilor mele, cum folosește el expresia într-un alt context. Dar zice, vi l-am trimis în adins pentru că voi aveați nevoie mai multă de el în contextul actual decât am eu. Ca să luați cunoștință despre starea noastră. Și anume, care stare? Că sunt în închisoare. Că sunt arestat pentru Evanghelie. Pavel de acolo scrie mai multe epistole, nu doar epistola către Efeseni, care se pare că este o circulară care va merge prin multe biserici. Să aflați despre noi și să nu plângeți. Și dimpotrivă, zice el, să vă îmbărbăteze inimile. Ce să aflați? Că aici, în locul unde mă aflu, mă preocupă Biserica lui Hristos și mai puțin starea mea imediată. Mă preocupă starea voastră spirituală. Mă preocupă importanța a ceea ce aveți voi de făcut, dincolo de lipsurile mele, dincolo de necazurile mele, dincolo de greutățile prin care trec. Pavel mă impresionează în acest epilog, în această parte, în această încheiere a epistolei, prin faptul că încheie spunând, important pentru mine și implicit și pentru voi, nu este starea mea, ci importantă este Biserica lui Hristos. Important este ca Biserica lui Hristos să funcționeze. Important este ca Biserica lui Hristos să-și împlinească menirea. Și știți de ce? Da, sunt foarte mulți oameni în lumea aceasta care au nevoie de Evanghelie. Dar foarte mulți oameni astăzi, auzind Evanghelia, auzind adevărul Scripturii, știți unde se poticnesc? Nu se poticnesc atât de mult în înțelegerea rațională a adevărurilor Evangheliei. Sunt unele lucruri greu de înțeles în Scriptură. Petru zice, Pavel scrie lucruri greu de explicat unora dintre noi. Greu de înțeles, greu de acceptat. Ci se poticnesc în faptul că nu văd în jurul lor oameni care să trăiască cu adevărat mesajul acesta. Vă dau un exemplu. Gândiți-vă că în lumea noastră, una din marile plăgi ale generației actuale, ale vremii acesteia, este faptul că marea majoritate a populației occidentale este supraponderală. Supraponderală. Gradul de obezitate și de supraponderalitate a coborât în vârstă foarte mult și s-a răspândit, mai ales în lumea civilizată, occidentală și prosperă. Așa încât oamenii s-au sesizat și au început să pună accentul pe importanța unei hrăniri sănătoase și pe importanța activității fizice. Cum ar fi însă ca mesajul acesta să fie spus de un om care n-are absolut nimic de a face cu aceste lucruri? Un om care el însuși este dezinteresat de propria lui sănătate, un om care el însuși nu calcă niciodată într-un loc unde să facă activitate fizică, într-o sală de sport, de gimnastică și așa mai departe, nu aleargă niciodată. Și un om care mănâncă la anterior numitele fast food-uri, totdeauna. Și el se vine să spună, știi, e important să mănânci sănătos, e important să faci mișcare. L-ai crede? Niciodată. Și atunci întrebarea mea este, cum putem avea pretenția ca oamenii să creadă într-o evanghelie propovăduită de niște creștini, care adesea nici ei nu cred în ea? De niște creștini care adesea sunt obosiți de biserică, sunt sătui de biserică, nu mai iubesc Biserica lui Hristos și pe care circumstanțele imediate ale vieții lor i-au doborât așa de tare încât le este greu să vină și doar la slujba bisericii. Cum am putea crede într-o evanghelie a unui Dumnezeu a cărui biserică
nu-l reprezintă în mod corect. De aceea Pavel vine și spune, pe mine mă preocupă cel mai mult și pe voi la fel. Bunăstarea bisericii. Bun mers al bisericii, și când mă refer la bunăstare, nu mă refer la bunăstarea materială. Frații se închinau în secolul acela prin catacombe. Acolo e adevărat că n-aveau probleme cu căldura, nu aveau nevoie, era răcoarea la ea acasă. Se închinau în casele lor, se închinau într-un mod simplu, n-aveau nici instrumente, nici pian, nici chitară, nici tobe, nici amplificare, n-aveau nici cărți de cântări, nici proiector, nici laptop, uneori nici scaune pe care să stea. Nu au fost mai spirituali decât suntem noi, că așa credem, că au fost mult mai spirituali. Nu, erau și ei oameni la fel ca noi. Se închinau lui Dumnezeu. Se închinau lui Dumnezeu și înțelegeau importanța acestui lucru. Și Pavel spune, nu renunțați la importanța acestui fapt. Pentru că atunci când Biserica lui Hristos funcționează, atunci când ne preocupă bunul mers al bisericii, există aceste patru dimensiuni pe care le putem aștepta să se regăsească în viața noastră în mod legitim. Și nu mai sunt niște urări goale, fără sens. Prima dintre ele, spune Apostolul Pavel, este pacea. Pace, fraților. Pentru noi românii, cuvântul ăsta, pace, acum, în vremurile astea, e ceva pe care îl luăm de la sine. Nu cred că v-ați uitat vreodată dacă vreun obuz a lovit locuința dumneavoastră sau dacă vreun glonț a trecut pe geam. Da? Pentru că la noi, de câteva zeci bune de ani, este pace. Dar într-o lume în care războiul nu mai este doar cu armele, pac, pac, ci este un război al ideilor, este un război al valorilor, este un război al împotrivirii nu atât de mult militare, cât al împotrivirii ideologice. Și o să spuneți probabil, păi da, asta nu e așa greu. Bătălia de idei e mai simplă, am să vă spun că eu cred că e mai complicată. Pentru că generațiile următoare se vor câștiga sau se vor pierde la nivelul bătăliei de idei. Și am să vă dau una. Cred copiii și vor crede nepoții noștri în biserică. Va fi biserica importantă pentru ei. Vor avea ei pace în sufletul lor, într-o lume care îi va agresa la nivelul gândirii al minții pe toate planurile. Vor intra într-o generație în care multe din lucrurile pe care noi le-am luat de bune, ca valori imuabile, de neschimbat, sunt contestate și aruncate la gunoi și lor le sunt prezentate pe tavă alte realități ca fiind realitățile ce trebuie acceptate a priori. Și noi, dacă vom mai trăi în vremea aceea, ne vom chirci în sufletul nostru. Așa cum se întâmplă unele lucruri deja. Și ne vom întreba, cum poți să ai pace în mijlocul unei lumi, în mijlocul unei societăți frământate în fiecare zi? Poți să ai pace? Poți ca copilul lui Dumnezeu să ai pace? Și cine te ajută să ai pacea aceasta atunci când ești persecutat pentru credința ta? Ei erau și urmau să fie persecutați fizic, dureros fizic. Dar urmează, frați și surori, vremuri de persecuție ciudată. Nu știu dacă nu va fi și fizică în societatea semi-occidentală în care locuim și din care facem parte. Unii suferă fizic. Dar vom avea de suferit la nivelul frământărilor sufletești. Și diavolul, dacă reușește să fure pacea din inima noastră, știe că a câștigat o mare biruință. De aceea Apostolul Pavel zice că una dintre valorile pe care biserica le poate aduce în inima celui ce se implică, celui ce este parte dinamică din ea, chiar și în condițiile în care nu este perfect, este pacea. Am început procesul acesta de renovare și vă fac o mărturisire. Mi-am dorit, după ce am intrat în lucrarea lui Dumnezeu, să n-am de-a face niciodată cu construcții și renovări. Pentru că nu este domeniul meu forte. Nu este domeniul meu în care mă simt înzestrat cu lucruri, cu daruri, nici naturale, nici spirituale. Și mi-a pus întrebarea când am început renovarea, după ce am venit pastor la Biserica Emanuel, cum voi fi, cum mă voi simți pe timpul șantierului? Întrebați-vă, rog, pe soția mea cum mă simt. Că parcă îmi place mai mult să stau pe șantier decât să stau acasă. Și asta nu din cauza că nu mă înțeleg cu ea, ci din cauza că mă uit la felul în care fiecare lucrușor,
Fiecare element, cât de mărunt, se schimbă. În care văd fiecare lucru cum înaintează, chiar dacă nu se vede de oricine. Eu îl văd în fiecare zi. Și știți ce am în inima mea? Am pace. Că știu că vom termina și știu că va fi bine și va fi frumos, pentru că sunt acolo, implicat. Poate că ați intrat de săptămâna trecută, săptămâna asta și n-ați văzut mare evoluție și ați spus, dar ce s-a făcut săptămâna asta? Eu aș putea să vă spun. Pentru că le-am văzut pas cu pas. Atunci când ești implicat într-un loc, chiar dacă este greu, ai pace. Când auzi de o boală, poate incurabilă, prima dată te cutremură, te lovește. Dar după ce ești acolo, chiar și dacă e vorba de așa ceva, începi să ai pace și să vezi toate lucrurile. Ei, când ești implicat în biserică cu toată ființa ta, când ești îndrăgostit de frații tăi și de Dumnezeul vostru, când ești îndrăgostit de Biserica lui Hristos și ești investit în ea cu tot ceea ce ești și ai, poți să te bucuri de pace. Altfel, când stai și te uiți pe margine, nimic nu merge bine. Când stai și te uiți pe margine, constați ce nu merge. Constați ce nu funcționează bine. Și ajungi să fii neliniștit și nemulțumit. Să n-ai pace. De aceea, dacă vrem pace, fraților, zice Apostolul Pavel. Al doilea, dragoste. Dragoste. Spunea, dacă nu mă înșel, Florin, la timpul de rugăciune, da? Că porunca lui Hristos este să ne iubim, cum? Unii pe alții. Să ne iubim unii pe alții. Biblia spune, în cel puțin două pasaje vorbește despre dragostea de sine în mod pozitiv și multe altele, da, zice, oamenii vor fi iubitori de sine, este și o iubire de sine destructivă, da? Paradoxal, să știți că cel mai mare vrăjmaș al nostru suntem noi înșine. Nu e nevoie de prea mulți vrăjmași în afară ca să ne distrugă. Noi înșine ne suntem suficienți și ne autodistrugem. Dar nu despre asta vreau să vorbesc acum. Vreau să vorbesc despre o dragoste de sine care este sănătoasă. Biblia spune fiecare să iubească pe aproapele său ca pe sine însuși. Ok? Deci poți să te iubești pe tine însuți, da? Într-un mod constructiv și apoi acea dragoste să o exporți către aproapele tău. Cine este aproapele meu, a zis tânărul, a zis fariseul, cărturarul Domnului Iisus, dorind să se justifice spunând, nu e nimeni vrednic de atâta dragoste, nu e nimeni atât de aproape. Și uneori în biserică trăim experiența aceasta. Pe cine pot iubi? Am daruri, Dumnezeu mi-a dat resurse, mi-a dat daruri spirituale, am încercat să le folosesc și ce am primit? N-am primit decât împlinirea proverbului românesc că nicio faptă bună nu rămâne cum? Nepedepsită. Cu alte cuvinte, am încercat. Am vrut. Și am așteptat și n-am primit decât lovituri și sunt dezamăgit. Și am decis să-mi construiesc o carapace. O carapace transparentă în care să mă vadă toată lumea, dar să nu mă poată atinge nimeni. Să fiu un fel de bubble boy ca să nu mă infecteze ceilalți cu apucăturile lor, cu vorbele lor. Și eu mă protejez. Adesea, biserica secolului acestuia este o biserică în care oamenii vin la biserică, ne vedem unii pe alții, dar nu avem acces unii la alții. De ce? Pentru că suntem răniți. Pentru că suntem dezamăgiți. Pentru că suntem deziluzionați cu privire la oameni, la realități, la biserică și pe care de consecință uneori la Dumnezeu. Cum ar fi să trăiești așa în familie? Sau poate că unii chiar trăim așa în familie. Doar o relație de conveniență. În care ca să putem conviețui, dar fiecare cu viața lui separată, ne numim familie, îndeplinim anumite funcțiuni, dar nu avem legături unii cu ceilalți. Pavel zice, vrei dragoste? Vrei să poți să te bucuri cu adevărat de dragoste? De dragostea aceea a voastră despre care s-a auzit pretutindeni? Contextul în care poți să-ți exerciți dragostea, să dai și să primești, să iubești și să fii iubit, este biserica lui Hristos. Despre el zice Biblia, fiindcă i-a iubit pe ai săi, pentru că, scuzați-mă, iubea pe ai săi, i-a iubit până la capăt. Dragostea cu termen de expirare este contrafăcută. Dragostea cu termen de expirare nu este o dragoste autentică.
De aceea Biblia zice, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Pentru că asta e o dragoste temporară. Ele îți vor răspunde doar pe un timp foarte scurt. De aceea Biblia spune să iubești pe frații tăi. Asta suntem chemați să facem. Să exercităm dragostea lui Hristos. Să ne bucurăm la rândul nostru de dragostea lui Hristos. Știți ce e cel mai simplu să iubești? Să iubești un Dumnezeu invizibil și niște oameni perfecți. Asta e cel mai simplu de iubit. Un Dumnezeu invizibil și impersonal și niște oameni perfecți. Dar oameni perfecți nu există. Nici măcar tu însuți sau eu însumi nu suntem așa, chiar dacă ne place să credem asta câteodată. Iar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care s-a coborât luând chip de rob, cea mai de jos ființă umană, ca să ne facă să-L iubim așa și să-L vrem așa. Al treilea lucru este credința din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului nostru Iisus Hristos. Ce este credința? Credința, spune Scriptura, este o puternică încredințare cu privire la lucrurile care nu se văd, da? Și o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. Credința este acea funcție a ființei umane care te duce dincolo de rațiune, dincolo de putere, dincolo de înțelegere. Când nu mai înțelegi nimic, rămâne credința. Hristos a venit și ne-a descoperit din Dumnezeu atât cât avem nevoie, ca pornind de la punctul în care nu mai înțelegem cum lucrează Dumnezeu, de ce îngăduie Dumnezeu anumite lucruri. Știți, spunea un frate, îmi pare rău că nu e cu noi în dimineața asta aici, că am vrut să-l rog să vă mărturisească despre Efes. Mi-a spus, zice, am fost la Efes, frate, în vizită. E misiune, fratele, în dimineața asta. Zice, știi ce este astăzi la Efes? Niște ruine. Azi la Efes sunt niște ruine. Și noi citim epistola adresată de Dumnezeu unei biserici care astăzi nu mai există fizic. Și atunci pot să cred în ea? Există aici valori pe care eu ca biserică pot să le preiau pentru vremea noastră și să le aplic azi când ei nu mai există? Da? Pentru că eu cred că Dumnezeul neschimbat va lucra și în generația viitoare a copiilor mei și în generația nepoților mei, cum a lucrat în vremea lor și cum a lucrat în vremea noastră. Dumnezeul nostru nu se schimbă. Iisus Hristos, spune Biblia, este același și ieri și azi și în veac. Și știți care e paradoxul? Pentru mulți dintre noi ar trebui să fie să ne gândim foarte serios la asta. Cum poate o comunitate disfuncțională, cum este biserica, să biruiască mileniile, să treacă peste mii de ani și astăzi să existe și să-L propovăduiască pe Dumnezeu? Cum poate o comunitate departe de perfecțiune să țină și azi după 2000 de ani standardul Evangheliei sus prin niște oameni ca noi? Știți ce-mi spune mie asta? Mi-impune să cred. Mă face să cred. Mă face să cred că cel ce stă în spatele acestei comunități este un Dumnezeu perfect, că nu este altă explicație. Este un Dumnezeu desăvârșit, un Dumnezeu veșnic. Și eu pe El îl vreau și îl caut. Dar nu așa cum a zis cineva. Mi-e ușor să-L iubesc pe Dumnezeu, mi-e mai greu cu frații. Nu. Nu-L pot iubi pe Dumnezeu și nu pot crede în Dumnezeu decât în mijlocul unei comunități de credință. Scriptura nu ne spune nicăieri să ne izolăm unii de alții și așa vom fi mai credincioși. Nu. Pentru că știți de ce? Am să vă spun de ce. Fiecare dintre noi trebuie să fie exorcizat. Dar nu de demoni. Nu de demoni, ci de apucăturile noastre păcătoase. Fiecare dintre noi trebuie să fie ajutat să se elibereze, pentru că Scriptura spune că păcatul este o combinație între două elemente. Ispita și pofta. Și când ispita din afară și pofta dinăuntru se întâlnesc, zămislesc, nasc. Și produsul se numește păcat. Unii au zis să ținem ispita afară, ne izolăm în mănăstiri, ne izolăm de societate. Bun, e ok așa. Te urci în vârful unui stâlp și devii stâlpnic și de acolo poți proclama adevărul lui Dumnezeu. Problema știi care este? Că nu poți să-ți lași sufletul tău și carnea ta jos și tu să te urci în vârful unui stâlp. Și atunci ce face Dumnezeu? Te pune în mijlocul unei comunități de oameni la fel de păcătoși ca tine. Nu mai păcătoși. La fel de păcătoși ca tine. Păi de ce?
Pentru că zice, cum fierul ascute fierul. În interacțiunea din biserică se întărește credința noastră. Iubiți biserica și căutați biserica. Implicați-vă cu toată ființa și cu tot ceea ce Dumnezeu vă dă. Pentru că prin biserica lui Hristos în generația noastră putem primi și întări aceste dimensiuni și ultima dintre ele. Versetul 24 este harul să fie cu toți cei ce iubesc pe Domnul nostru Iisus Hristos în curăție. Pavel este atât de dibaci. Pune patru dimensiuni ale existenței spirituale. Cum un salut așa, care pare ceva casual, ceva ce poate fi trecut ușor cu vederea. Dar dacă înțelegem câtă nevoie avem de har, câtă nevoie avem de a primi ceea ce nu merităm. Care experiența dumneavoastră a fiecăruia în parte în timpul săptămânii la locul de muncă? Te duci la muncă și în baza unui contract de muncă în care ai căzut de acord asupra unui număr de ore, a unui set de responsabilități și a unei răsplătiri materiale, te duci la serviciu și îți exerciți orele de muncă, îți împlinești obiectivele pentru care, la care ai agreat cu angajatorul tău și la finalul lunii îți aștepți salariul, viramentul în contul bancar. Este o societate în care fiecare dintre noi încearcă să performeze pentru a primi o răsplătire cât mai bună. Este o societate în care fiecare dintre noi este învățat în felul acesta. Și vii în Biserica lui Hristos. Și mesajul lui Dumnezeu este că ceea ce primești aici este doar har. Este har. Căci prin har ați fost mântuiți, zice Pavel. Biserica este o comunitate a harului. Este o comunitate a harului. Este o comunitate a unor beneficiari absoluți ai harului lui Dumnezeu. Dar știți cum e harul ăsta? Cineva spunea odată și mi-a plăcut o vreme, dar după aceea nu mi-a mai plăcut. Zice, harul lui Dumnezeu este ca mâna unui om bogat care întinde ceva unui cerșetor. E și nu e. Că nu e complet. Harul lui Dumnezeu face din noi, din cerșetori și din oameni slabi, știți ce face din noi? Fii prinți ai cerului. Harul lui Dumnezeu ia oameni simpli, oameni care nu merită, și face din ei moștenitori ai unei împărății eterne a lui Dumnezeu. Noi suntem beneficiari ai harului, dar nu suntem doar beneficiari ai harului, ci suntem chemați să fim niște protagoniști ai harului lui Dumnezeu. Niște oameni care duc mai departe harul lui Dumnezeu. Harul nu e doar ceva ce primim de la Dumnezeu, ci ceea ce în biserică avem ocazia să oferim celor din jurul nostru și harul poate lua atât de multe forme. Una singură nu mai poate lua, mântuirea. Aia nu putem da noi. Biserica nu dă mântuirea. Mântuirea vine în biserică și prin biserică, dar vine din Hristos în mod exclusiv. Biserica nu poate da nimănui mântuirea în mod discreționar. Dar biserica poate fi un laborator al harului lui Dumnezeu. Al harului manifestat în mod practic, zi de zi, manifestat în relațiile dintre noi. Trăim o societate a independenței în care fiecare dintre noi vrea să-și consolideze poziția lui în lume și în societate. Și avem impresia că cu cât această poziție este mai înaltă, mai bine consolidată și mai bine definită, cu atât succesul, realizarea ca ființă umană, împlinirea ca ființă umană este mai înalt și mai satisfăcător. Și spune Hristos că de fapt ceea ce te face liber, ceea ce te face fericit, ceea ce te face să fii împlinit ca ființă umană este doar întâlnirea, interacțiunea și nu numai o dată în viață, ci în mod curent cu Creatorul tău. Și pentru asta Dumnezeu a lăsat biserica pe pământ. Și Apostolul Pavel vine și face o pledoarie atât de interesantă. Am încercat în timpul acesta să urmăresc și pe alții care au studiat Epistola către Efeseni și cineva a ținut 90 de predici, 90 de mesaje din Epistola către Efeseni. Noi am încercat să o tem în bucăți mai mari ca să nu ne ducem chiar atâtea mesaje. Și în pledoaria aceasta, în fața bisericii, pentru biserică de dragul lui Hristos, Apostolul Pavel spune că biserica lui Dumnezeu este acel loc
acea comunitate umană în care Hristos își manifestă benevolența, în care Hristos își manifestă mântuirea, în care Hristos se manifestă pe sine și în care Hristos ne cheamă, după ce ne-a echipat, să fim purtători ai mesajului lui Hristos, mesajului lui Dumnezeu în lume. Și făcând asta, noi la rândul nostru să fim fericiți și împliniți. Biserica nu este locul unde venim să performăm pentru ca statutul nostru să se consolideze, ci biserica este locul unde venim să ne întâlnim ca să putem să ne închinăm lui Dumnezeu, unde imperfecțiunile noastre, întâlnindu-se, contribuie într-un mod supranatural, special, unic, la glorificarea unui Dumnezeu perfect, la zidirea noastră spirituală. Biserica este, cum spunea John Stott, noua societate a lui Dumnezeu. Este acel prototip parțial funcțional al împărăției lui Dumnezeu. Este exemplul funcțional a ceea ce urmează să vină. De aceea e atât de importantă. Este mireasa lui Hristos. De aceea e un har să facem parte din ea și o provocare să o iubim din toată inima. Să iubești pe Dumnezeul tău și pe frații tăi. Să iubești pe Dumnezeu Creatorul și pe oamenii pe care îi vezi. Să iubești ființa ta așa cum te-a creat Dumnezeu, dar dragostea aceea să o dai celor din jurul tău, ca o manifestare a dragostei lui Dumnezeu. Toate astea știți unde se manifestă? În Biserica Emanuel. În Biserica lui Hristos. În biserica unde oamenii vin să se închină lui Dumnezeu. Dimineața aceasta, Becky are pentru noi o cântare și am să o invit să vină aici în față. O cântare care... Eu am permis să anticipez refrenul. Mereu înainte și vom învinge. Mereu înainte, nu dispera. Te încurajează, mergi în lumină. Vei înțelege de ce e așa. Ia ne cântă cântarea aceasta și apoi la final mai cântăm și cu toții împreună o cântare împreună cu Gelu.